cum să vă spun, când sunt emoționat, îmi spun numele. Sunt Ștefan Gatoc. Și vreau să vă spun, domnului Novaceicu, eu trebuie să recunosc, am făcut o facultate tehnică, energetică. Am învățat puțin de Aristotel, am învățat puțin de Nietzsche, am auzit de Kant, să zic. Trebuie să vă spun că am fost foarte mirat pe vremea aceea de ce Socrate a fost obligat să bea sucul ăla de cucută. Dar și urmași lui au avut probleme. În ceea ce doresc eu să vă spun, nu era această problemă. Eu am aflat astăzi despre aceste lucruri, despre ce vorbea Aristotel. Mult mai mult și mult mai bine știu de Pitagora. Aici trebuie să vă spun, mi-aduc aminte cu un pic de haz. Eram în liceu, când la frizerie mă întreabă frizerul, în ce clasă? Și eu zic, în clasa 9. Ce da, știi teorema lui Pitagora. Și mă gândeam în sinea mea, oare cum o să mă tundă dacă nu o știu? Și am explicat, au fost în gânda, mă tund bine. Bun. Să revin, cum se zice, la oile noastre. Am acceptat cu plăcere invitația domnului Novăcescu, pentru că tema aceasta despre fericire, de a cumpăra, mi-a spus cei care poate ați văzut, eu zic că mai mult vând. Îmi place să vând. Și cumpăr, sigur, ca să vând, trebuie să și cumpăr energie. Toate aceste lucruri, sigur, le pot cumpăra și vând în ghilimele. Da, am spus așa că am să fac o mică prezentare. Am să stau jos ca să nu... să vedeți. Foarte scurtă, e numai de o oră jumate. O foarte scurtă prezentare. Și... ca aici să văd și eu, că nu stau pe spatele, da? Îi putem da drumul. Asta e un semn, am înțeles eu că așa. Și aș porni să vă spun ce cred eu, ce este fericirea pentru mine. Că ați vorbit despre fericire, cred că este un concept filozofic poate cel mai dezbătut și analizat în viață. Cred. Asta, eu nu sunt filozof, nici psihiatru, nici medic să vă spun cum e cu creierul, cu tot. O să vă spun doar ceea ce simt și o să vedeți la sfârșit ceea ce sunt. Ce știu este că fericirea nu este un sentiment continu. Și asta o știu tot din partea tehnică de electricitate. Energia legată de timp. Când vorbim de energie, trebuie să vorbim și de timp, altfel nu există. La fel, și fericirea este legată de timp. Avem fericire, cum spun, o secundă, mai mult, o viață, ceea ce o să vedeți, nu cred. Dar, cum v-am spus, fericirea e clar că este o sumă de momente și de stări. Dar ce este pentru mine esențial, indispensabil pentru fericire, este că sunt sănătos. Sau dacă vreți să spun, sănătate. Și nu numai sănătatea mea, ci trebuie să spun și a celor pe care te iubesc. De aici pornesc. De la acest lucru, și o să vedeți în continuare, că am să mai revin la acest lucru. Fericirea nu se potrivește la toți. În viața mea, am călătorit foarte mult și trebuie să vă spun că am fost în țări, sau mai bine spus, am fost într-o țară în care a fost prima dată în viața mea când m-am simțit fericit că m-am născut în România. Fiindcă am văzut atâția oameni nefericiți, atâția oameni săraci, să spun chiar cerșetori. Oameni cu foarte multe probleme. Până
să zic, la oameni care erau fericiți, și asta o spun iarăși foarte cu siguranță, care, oameni care au primit, poate că n-au mâncat de știu câteva zile, care au primit o farfurie de mămăligă cu brânză, vă rog să mai credeți, erau mult mai fericiți, și vă dau și exemplul meu, când ne-am câștigat, nu știu, 10.000 de euro ziua aceea. Ne-am pus această problemă și am văzut asemenea oameni. Deci fericirea este foarte diferită. Unii se pot bucura de un eveniment, dar de același eveniment alții nu se pot bucura. Haideți să vă dau un mic exemplu. Sunt multe doamne aici. Știu că doamnele sunt foarte fericite atunci când își cumpără un lucru pe care și-l doresc. Pantofi, rochiță, poșete, știu eu. Nu i-am de supărat, așa este, eu cunosc cum vreți. Din faptul că vă cumpărați acel lucru, devine fericit. N-are importanță cât costă. Costul, sau, să zic, prețul acestui lucru este pe planul 4, 5, în primul rând să fie frumos, culoare, de piele, de, să zic, de firmă, etc. Și sunteți fericiți. În compensație, bărbații sunt foarte fericiți. Dacă își cumpără o mașină de 100, 200 de cai putere, care costă mult mai mult. Și femeile sunt fericite atunci când cumpără mașina, dar ele se uită mai mult la culoare. Dacă e culoarea frumoasă, e ok. Nu contează care e puterea. Iată ce interesant și ce curios este că fiecare își are fericirea, să înțeleg cum simte. Știi cum ne legăm numai acum de aceste lucruri. Dar ca să mai spun ceva. Din punctul meu de vedere, fericirea este legată foarte mult de și de nivelul de trai, dar și de faptul cum am fost crescuți. Dar de educație și mediul unde am trăit. Suntem foarte diferiți, și la fel și fericirea este foarte diferită pentru noi. Ce este fericirea pentru mine? Vă spuneam adineauri. În primul rând, fericirea pentru mine înseamnă că sunt sănătos. Și să știți că sunt sănătos cu toate bolile pe care le-am. Și am. Dar eu sunt sănătos. Nu pot să spun că nu mă necălește cât o boală. Dar ea trece, după care devin optimist și o să vedeți, vă spun. Cred că sunt sănătos. Și asta e foarte important. Să vedem mai departe, da? Să mă uit și așa. Așa. Ce mă face fericit? Cei care mă cunosc și sunt foarte mulți colegi care mă cunosc, eu sunt fericit atunci când văd oameni care zâmbesc în jurul meu, care sunt pozitivi. Orice lucru, să știți, mărunt, care îl văd și care mă bucură, îmi face fericit. Sunt încântat, sunt bucuros să văd oameni în jurul meu care sunt fericiți. Și cred, și vă spuneam și înainte, fericirea nu poate fi singular. Nu pot să fiu fericit, mă leg acum de persoana mea și de familia mea, nu pot să fiu fericit dacă cineva din familia mea nu este bine. Vă spuneam, ok, eu sunt sănătos. Dacă cei din familia mea nu sunt bine, la fel, nu mă simt bine. Poate vă întrebați, când am fost cel mai fericit? Au fost multe momente, foarte multe momente când am fost foarte fericit. Dar așa, sintetic, vreau să vă spun că am fost extrem de fericit și cred că și dumneavoastră, cei care sunteți părinți, ați fost fericit atunci când s-a născut un copil. Nu, niciodată. Dar cel mai fericit am fost și când s-au născut nepoți. O invenție fantastică. Va deosebit. Vă doresc, pentru cei care încă nu sunteți bunici, să deveniți. O să vedeți, o să aveți fericit. Când îi vedeți pe cei mici, și dacă aveți și norocul să vină să vă spună, bunicule, mi-e așa de mult îmi place de tine, o
uitați de orice și o să fiți foarte fericiți.